Acum adăugăm puțină drojdie uscată. Amestecăm încă o dată. Ce faci aici? Speli ăsta? Da, le scufundăm în apă ca să le spălăm un pic de praf. Mamă, cum face? Wow! Ce mișto! Vedem, că nu pot să-mi dau seama. E bună asta cu miere. Și borcanele astea de cât sunt? Astea au 4 kg. Și Da. facem decât astea două borcane de 4 litri sau mai facem și alte? Mai am două mai mari, de 5 litri. Deci facem 4 borcane până la urmă. Tu le bei pe astea mai mari, a? Da. Și pe alea mai mici. Lasă că după ce le termin pe ele, mai vin la mine. Și îți dau și de la mine. Aveam 2 kg de lămâi. Și nu sunt cele mai frumoase lămâi. Salut, sunt Ot de la Miere TV și astăzi vom face o rețetă de socată. Vom face două rețete de fapt, stați până la sfârșit pentru că le vom și gusta. Una o să fie cu miere și alta o să fie cu zahăr. Haideți să vedem. Ok, deci pentru rețeta de socată avem nevoie de 4 litri de apă. Un borcan din ăsta de 4 litri, vedeți? Sau 5 litri de care aveți. Vom pune 400 de grame de zahăr la 4 litri. Asta vine undeva la 100 de grame pe litru. Sau 400 de grame de miere. Sau la fel, 100 de grame de miere pe litru. Puteți să o faceți și mai dulce, puteți să adăugați și mai mult, după preferință. Vom stoarce câte 2 lămâi și încă o lămâie vom tăia feliuțe. Vom adăuga 8-9 flori de soc, 4-5 stafide și drojdie uscată. Drojdie uscată vom pune puțină, cât să o luăm așa în două degete. Dar stafidele pentru ce se pun? Să-i dea aciditate? Da. Păi nu e drojdia pentru aia? Deci vom pregăti într-un borcan cu zahăr și într-un borcan cu miere. Mai întâi adăugăm în borcanul cu zahărul 400 de grame, iar celălalt punem cam jumătate de kil de miere de salcă. Acum punem florile. Una, două, trei, cele mai mici le grupăm câte două. Te ajung și aici. Deci 8-9 flori așa până. Acum, o să punem lămâia. Punem puțină apă și într-un și în celălalt ca să amestecăm. Nu punem toată apa ca să putem să amestecăm să topim mierea respectiv zahărul. Amestecăm. Punem câte 3-4 obiecte de stafide. Acum adăugăm puțină drojdie uscată. Amestecăm din nou. Punem seama de la o lămâie aici și încă de la altă lămâie aici. O să fie aprișor. Completăm și aici cu apă. Să nu uităm să amestecăm în fiecare zi în borcan. Pentru că e necesar să fie omogenizat zilnic conținutul borcanului. Amestecăm încă o dată. Acum vom pune tifon ca să poată să respire și să nu intre nimic în... Punem elastic să fixăm și aici și acum la soare pe ele. Mamă, cum face? De ce e așa acidulat? Ce tare! De la stafide, de la drojdie. La drojdie aia, da. Mi-e place, stai sigur. Vedem, că nu pot să-mi dau seama. E super bun. Trebuie să fie gata mâine. Nu e așa dulce, ai pus puțină miere. Să că așa e bun, să nu fie foarte dulce.
Mine trebuie să tragem. Uh-huh. Da. Să crezi rău? Asta e cu zahăr, nu? Da. Am făcut și cu zahăr și cu miere. Ia să ne faci la fel. Wow! Ce mișto! Hai, dă-mi! E bună asta cu miere. Hai să le vedem și pe astea mari. Tu le bei pe astea mai mari, a? Da. Și o punea mai mici. Asta că după ce le termin pe alea, mai vin la mine. Și îți dau și de la mine. Super bună. A prins și acid. Deși am ținut decât 2-3 zile. De fapt, 3 zile am ținut, da. Ia să vedem, a venit și asta de... Asta cu miere. Asta e mai acidulată. Fain. O să vedem care e mai bună. E mult mai bună decât asta cu zahăr. Wow! E super bună, deci vă garantez, e mai bună decât asta cu zahăr. Este la fel de dulce. Adică nu este, nu se simte diferența. Una ar fi mai acră și alta mai dulce. Are o aromă așa de la miere, am folosit miere de saltâm și e foarte, foarte faină la gust. Da, mirea de saltâm e foarte parfumată și da, așa un gust mai fresh. Deci câștigătoarea este cea cu miere. Sunt bune amândouă, dar mie îmi place mai mult cea cu miere. Ok, fraților, cam atât pentru clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Faceți și voi rețeta pentru că este foarte, foarte bună. Și dacă mai doriți și alte rețete, să nu lăsați în comentarii sau orice altă întrebare aveți. Să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul de notificări. Și să lăsați un like la clip pentru că pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult. Până data viitoare, eu v-am pupat. Ciao!